Curtea Constituțională a României a dezbătut joi sesizarea lui Călin Popescu Tăriceanu privind ancheta DNA legată de modul cum au fost adoptate în guvern hotărârile referitoare la insula Belina. Tăriceanu cerând CCR ce să constate un conflict juridic de natură constituțională între parchet și guvern. Pe 23 octombrie, președintele Senatului Călin Popescu Tăriceanu a depus la Curtea Constituțională o sesizare privind cercetările DNA legată de modul cum au fost adoptate în guvern hotărârile referitoare la insula Belina. Președintele Senatului domnul Popescu-Tăricianu a cerut astăzi Curții Constituționale a României să constate și să soluționeze conflictul juridic de natură constituțională între Guvernul României, pe de o parte, și Ministerul Public, parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, Direcția Națională Anticorupție, pe de altă parte. Așa cum se prezintă în solicitarea către Curtea Constituțională a României, conflictul juridic a intervenit ca urmare a cercetării penale a Direcției Naționale Anticorupție asupra legalității hotărârii Guvernului numărul 858 din 2013 respectiva hotărârii Guvernului numărul 943 din 2013, informa biroul de presă al Senatului. Potrivit sesizării lui Tăricianu, conflictul juridic de natură constituțională este generat de începerea urmăririi penale privind adoptarea unei hotărâri de Guvern. Ori potrivit celor statuate chiar de către Curtea Constituțională, adoptarea hotărârilor de Guvern dă expresie competenței originare a Guvernului, susținea președintele Senatului.